Nu se aude. Nici eu nu aud. Da, mă auziți? Acum vă auzim. Da. Da. Excelent. Acea revista Historia a apărut. Este la chioșcuri. Se găsește cu acest subiect extraordinar. Cum trăiau dacii în această imagine de reconstituire făcută de entuziaști care studiază cu adevărat, istorici care studiază acest fascinant subiect legat de acest strămoș ai noștri despre care se știe foarte puțin. Discutăm pe baza datelor pe care le avem. Mergeți la atunci când veți putea și veți cumpăra revista Historia. De asemenea, toți abonații noștri o primesc, sosește, deci fiecare va primi abonat, va primi numărul care a apărut acum. Nu există niciun fel de incertitudine în această privință. Alături de mine, colaboratori ai acestei ediții de excepție a revistei Historia, oameni care au fost alături de noi și care se ocupă de subiect, istorici, de asemenea pasionați de istorie și de acea perioadă din trecutul strămoșilor noștri. Este alături de noi Andrei Pogăceaș, Cătălin Drăghici, Alexandru Berzovan. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Trebuie să spun că Cătălin Drăghici este și președintele unei asociații de reconstituire istorică, Historia Renascita. Se ocupă de reconstituirea modului în care dacii trăiam și ați văzut coperta care arată o fotografie realizată în cadrul unei asemenea reconstituiri. Încă o dată bine ați venit alături de noi la Historia, domnule Pogăceaș. De ce avem atât de puține date certe, mă refer, legate de acești strămoși ai noștri? Bună ziua! Da, avem o mică problemă cu sursele antice care s-au păstrat despre daci. Într-adevăr, sunt foarte multe care au dispărut, ne-au rămas foarte puține surse scrise de către greci sau de către romani despre geți și despre daci. Nu este de mirare, de altfel foarte multe lucrări ale antichității s-au pierdut. Cunoaștem titlurile a sute sau poate chiar mii de lucrări care au existat în antichitate despre diverse subiecte, care s-au pierdut de-a lungul timpului, ori distruse fizic, ori la un moment dat lăsate efectiv și necopiate în epoca medievală, fiindcă nu mai prezentau niciun fel de interes.
Habar n-avem câte sunt lucrările care au fost scrise și care s-au pierdut. Avem această problemă cu dacii care nu au scris ei, să scrie ei istoria lor, și atunci istoria lor a fost scrisă de către alții. Repet, lucrările pierdute. Avem din, totuși, din păcate, nu avem niciun fel de document scris de daci. Nu avem. Oricum, și dacă ar fi scris, ar fi scris pe materiale perisabile. Acum, așa cum le mai spuneam și altora care tot susțin că dacii scriau, la cât s-a săpat, la cât arheologie s-a făcut pe teritoriul României, și aici colegul Berzovan e cel mai în măsură să spună, dacă ar fi scris așa cum scriau grecii și romanii, dacă ar fi fost o cultură scrisă în masă, atunci s-ar fi găsit scrijelituri, s-ar fi găsit nume, propoziții scurte, la fel cum găsim și în lumea greco-romană. Dar aici trebuie luat în considerare faptul că nici ceilalți barbari europeni nu scriau. Celții și germanicii, care au niște civilizații imense și ei, nu scriau, fiindcă scrisul în antichitate are o altă însemnătate. El apare ca o necesitate absolut pragmatică, da? Și unele nații efectiv nu aveau nevoie să scrie. Acum, normal că regii daci la curtea lor aveau câțiva secretari sau diplomați sau cum să le spunem, care știau să scrie în latină și în alte limbi. Știm că dacii trimiteau solii la Roma, veneau și solii de acolo în Dacia, mai trimiteau la Part, actualul Iran. Deci e clar că erau niște tipi acolo care știau și să scrie și să citească. Dar asta nu înseamnă că se scria în masă. Că aveau, propriu-zis, o cultură scrisă. Doresc să fac aici o mică paranteză, în sensul în care, într-adevăr, cercetările arheologice care s-au desfășurat în ultima sută de ani au scos la iveală în așezări mai importante, cum ar fi, de pildă, Sarmisegetul Zaregia, cea de la Buridava și în alte părți, unele fragmente de vase pe care sunt incizate litere grecești și litere latine, dar din păcate este vorba în cele mai multe cazuri de mărci de personalizare, inscripții foarte mici, care din păcate nu ne ajută și nu ne spun nimic. Domnule Berzovan, pentru că vă ocupați direct, spuneți-ne ce știm. Știm foarte mult că nu știm despre daci. Dar ce știm despre daci? Din ce surse putem spune, da, acestea sunt lucruri sigure, atât de mult cât pot să fie sigure, bineînțeles, și în istorie lucrurile. Deci, întrebarea care mi-a spus-o necesită un răspuns destul de complex. Am să încerc să fiu cât se poate de succint în cazul de față. Principalele noastre surse de informație se distribuie, să spun, în două categorii. Avem izvoarele scrise, care din păcate sunt foarte puține, sunt izvoare de categoria a doua, pentru că, așa cum a spus Andrei, cele mai importante surse despre istoria, etnografia și cultura Daciei antice s-au pierdut. Mă refer aici la lucrarea de Bello Dacico a lui Traian, Getica lui Criton și altele. Deci avem niște surse, să spun, indirecte, care aici colo mai pomenesc de gest de daci, valoarea lor poate să fie discutată. O altă sursă foarte importantă, ca să spun așa, cel puțin până în secolul XIX, a reprezentat o columna lui Traian. Iar din punctul meu de vedere, cele mai importante surse pentru reconstituirea traiului dacilor și a civilizației lor reprezintă sursele arheologice. Mă refer la cercetările desfășurate atât în România cât și în statele vecine în ultima sută de ani, care au scos la lumină date extrem de prețioase despre această cultură. O să merg și la domnul Drăghici, pentru că se ocupă direct de modul în care vrea să readucă în atenție în ziua de azi modul în care trăiau dacii. Este un curent în toată lumea, acești oameni care studiază și pe baza dovezilor încearcă să facă reconstituire. Și vă întreb, domnule Drăghici,
Cum ajungeți la concluzia că așa stăteau lucrurile, dacă ne ferim, mă refer de exemplu la această fotografie de copertă în care dumneavoastră reconstituiți cam cum arăta un dac și poate recunoașteți cine este personajul din această copertă. Cum ați ajuns la această imagine a unui posibil nobil dac, cred că este vorba, nu? Exact, exact. Un taraboste, reconstituirea unui taraboste sau unui pilea dac. Referitor la încercările pe care noi prin reconstituire le facem de a încerca să înțelegem mai bine modul de viață din perioada Daciei preromane și romane, cred că răspunsul este, se poate lega de ceea ce au vorbit și Andrei sau Alexandru înaintea mea. E vorba de documentarea prin izvoarele pe care le avem în momentul de față. Evident că încercăm să punem cap la cap cioburile acestea de informație pe care, care fie s-au păstrat din sursele antice, fie au apărut în urma descoperirilor arheologice. Încercăm să ținem cont de ele, evident, în urma interpretării lor de către specialiști și să speculăm cât mai puțin. Pentru că, așa cum au spus și antevorbitorii mei, există sau planează în continuare foarte multe incertitudini despre, despre daci și, indiferent de, așa, prin absurd, dacă și dacă s-ar fi păstrat, să zicem, și alte surse, probabil în continuare semne de întrebare ar fi existat cu siguranță. Am o întrebare deci, legată izvoarele, de... documentația da. O facem strict pe... Pe, da. Pe izvoare. Dacă ne puteți descrie această fotografie, cum ați ajuns la concluzia că așa se îmbrăcau dacii? Ce reprezintă? Ce straie aveau ei? Cum le-ați reconstituit, practic? Legat de... Arăt tuturor încă o dată coperta ediției legate de, de daci. Este ediția pe care o găsiți cu toții acum la chioșcuri. Legat de reconstituire, reconstituirea nefiind străină nici, de, nici pentru Andrei, nici pentru Alexandru, care și ei fac asta în, în măsura timpului liber pe care l-au. Strict pe fotografia care se, se regăsește pe, pe coperta Historia, este vorba de reconstituirea unui, unei căpetenii, unui aristocrat dac, într-un echipament civil, în, în cazul fotografiei luate în discuție. Dacă observați, se găsesc similitudini în privința portului pe care chiar eu îl am în acea fotografie. Trebuie să spunem că dumneavoastră sunteți, sunteți personajul acestei fotografii, dumneavoastră purtați aceste haine. Exact, da. Dar barba este, barba este autentică, echipament nu? Civil. Poftim? Barba este autentică. Cred că avem o problemă cu conexiunea până se revine. Da, apropo de barbă, eram da. La un festival în, în, în străinătate acum mai mulți ani și erau niște băieți dintr-o trupă de romani care veneau din Polonia și Germania și au venit la noi să ne prindă de bărbi ca să se convingă că sunt... că sunt adevărate, fiindcă spuneau că în unele țări, unii dintre băieții care fac reconstituire istorică își mai și lipesc barba. Și au fost foarte uimiți să vadă că dacii veniți din, din România chiar și-au lăsat barba lungă și cu atâta suntem mai originali. Revin la domnul Drăghici, dacă avem legătura mai bună, să ne explice, deci încălțămintea seamănă într-un fel cu ce se poartă, s-a purtat în spațiul rural din România, opinci nu sunt chiar identice, pantaloni,
o mantie, ce este deasupra? Da, semnalul ne joacă un pic feste, s-a întrebat în cazul meu. Da, făcând un pic analiza echipamentului respectiv, repet, este vorba de un echipament civil. Textilele sunt din materiale naturale, așa cum folosim cu toți cei care facem reenactment în momentul de față, adică materiale de lână, de in, cânepă, în măsura în care mai găsim astăzi. Popincile sunt realizate după modelele, în special ale statuilor păstrate și care au decorat forul lui Traian în perioada respectivă. Pantaloni cu un croi asemănător al dacilor din metopele columnei sau din statuile de care am zis mai devreme. Tunici lungi, în general în zona genunchiului terminându-se. Și într-adevăr o mantie prinsă cu un accesoriu denumit fibulă. Fibule avem descoperite modele destul de diversificate, împărțite pe tipologii, în caracteristice lumii dacice. Bineînțeles, pe cap este celebru pileus, semnul distinctiv al aristocrației dacice. Da, este această fotografie excepțională. Vreau să vă întreb, domnule Pogăcea, și de ce s-a dezvoltat toată această teorie paralelă, să spunem, care a venit cu tot felul de interpretări legate de civilizația dacilor, care pleacă foarte departe față de ceea ce spun izvoarele istorice. Cred că vă referiți la, de fapt sunt sigur că vă referiți la curentul dacoman sau dacopat. Da, toată lumea aude că sunt tuneluri săpate care merg ba până în Asia, ba până la Polul Nord și așa mai departe. Da, avem avem o mare problemă cu acest curent pseudo, de fapt, deloc științific, pornit prin secolul XIX și realimentat la greu în perioada comunistă, legat și de politica oficială a statului român, că nația, că poporul român a apărut aici, în acest teritoriu, n-a fost strămutat de nimeni, n-a venit de nicăieri și așa mai departe. Suntem cei mai vechi, cei mai inteligenți, cei mai extraordinari. Și în ultimii ani, hai să spunem, bazat așa pe niște influenceri care au văzut care sunt avantajele, curentul a luat amploare foarte mare. Și vorbim despre o mișcare foarte ciudată care îmbină mai multe elemente, de la protocronism, la naționalism, la chiar fundamentalism ortodox. E o chestie foarte ciudată și cu antisemitism și cu tot felul. Pe lângă basmele care sunt inventate de către corifei acestui curent, care efectiv inventează surse, inventează texte, inventează realități care n-au existat niciodată pe teritoriul Daciei și care nu sunt susținute de niciun fel de argumente, nici scriptice și nici arheologice. Prinde la lume, fiindcă e fain atunci când îi spui românului că e urmașul celei mai vechi civilizații, că dacii i-au învățat pe egipteni să construiască piramide, că dacii au inventat tot ce este de inventat pe pământ, dar că, uite, a venit conspirația mondială, reptiliană, șerpiliană și așa mai departe și dacii au fost trădați și uite, domnule, unde suntem și se exacerbează toate sentimentele astea de, hai să spunem, frustrare istorică și de aceea sunt și așa de mulți adepți care nici nu vor măcar să verifice aceste informații. E destul de greu să vorbești cu ei, să-i convingi că adevărul nu stă în toate basmele astea, dar, după cum am zis, prinde foarte bine la lume. Din păcate, și pentru corifei acestui curent este și o,
o sursă financiară foarte bună. Să nu uităm. Din păcate, o victimă a acestor mistificări sunt chiar dacii. Pentru că adevărata lor civilizație este ocultată de asemenea, de asemenea interpretări și ajungem mai greu la, la adevăr. Vreau bine, să aici dacă, dacă îmi permiteți încă un pic și Alexandru cu siguranță că o să fie de acord cu mine, am povestit cu ea lucrurile astea. Avem și o problemă a scrisului istoric în, în România. Avem mulți specialiști foarte buni care însă scriu doar lucrări de specialitate, articole de, de specialitate și așa mai departe. Articole care nu reușesc să ajungă la, la lume. Și puțin accesibile publicului. Da, da, nu avem, nu avem cărți. L-avem pe, pe colegul Radu Oltean, care s-a, s-a apucat să, să refacă grafic lumea antică de pe, de pe teritoriul României, astfel încât să, 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 să înțeleagă lumea despre ce a fost vorba atunci. În rest, nu avem cărți care să fie accesibile, sau și dacă le avem, nu le avem promovate destul de mult. Și atunci, normal că lumea se orientează spre acest spațiu virtual, fiindcă toate, toate informațiile care vin pe filiera această, această de comandă vin pe, pe, pe TV, pe, pe net, să, sunt locuri foarte ușor de, de, de accesat. Și avem, avem un mare noroc cu, cu, cu istoria, că reușim să, să, să publicăm astfel de, de materiale din care lumea chiar să înțeleagă măcar cu o bază pe care poate să clădească după aia dacă mai vrea să mai ajungă la o, la o, la o bibliografie care se mai găsește prin, prin, prin biblioteci. Și aș mai, vreau să mai adaug ceva la ceea ce a spus Andrei, care din punctul meu de vedere a surprins foarte bine esența problemei. Mai există încă un factor aici, în sensul în care arheologia în ultimii 20 de ani, ca să spun așa, și la noi în țară a început să devină din ce în ce mai tehnică. Deci subiectele au devenit din ce în ce mai tehnice, abordările tot mai complexe, mai tehniciste. Și atunci clivajul acesta care exista între lumea specialiștilor și publicul larg a început să devină din ce în ce mai adânc. Pentru că pe noi, pe arheologi, ca să dau un exemplu, noi discutăm de cronologii, de tipologii, de analize lidar, de magnetometrie și așa mai departe. Dar publicul larg are nevoie de o poveste. Și aici este, din punctul meu de vedere, o altă partea problemei, ca să spun așa, în sensul în care publicul, chiar dacă ajunge la literatura arheologică, o percepe ca fiind aridă și neinteresantă. Aici este sigur și modul de transmitere a informației care contează. Vă rog. Vreau și eu să, să punctez câteva chestiuni legate de subiect. În opinia mea, aceste teorii pseudo-istorice nu au apărut întâmplător. Ele vin oarecum în, în întâmpinarea unor așteptări și a unor frustrări ale societății actuale, care trece de, în ultimile decenii, prin schimbări și prin încercări de, de a se regăsi. Să nu uităm că, în general, în situațiile în care societățile au, au trecut prin, prin astfel de momente, au apărut curente politice, ideologii care au inventat mitologii în spate și s-au, și-au avut, și-au încercat să se sprijine și să manipuleze masele largi cu, cu ajutorul lor. Teoriile astea se pot folosi, din păcate, și în scopul de care ziceam. Da, și să nu uităm că au fost folosite de-a lungul timpului de tot felul de interese politice, să ne amintim de epoca comunistă, de exemplu, care a ridicat foarte mult ștacheta în punerea acestor mituri în, la baza unor și programe de rămas, propagandă, le-aș putea spune. Da. Terenul a rămas foarte fertil și în perioada postcomunistă, în urma istoriografiei din, din acea perioadă. Exact. Dacă mă întorc la arheologie, ce
care sunt, să spunem, vestigiile cele mai vechi? Pentru că dacă noi ne referim la daci, vorbim puțin de Burebista, Decebal și cam atâta. Cam când apar dacii ca dovadă arheologică în acest teritoriu? Aici, în primul rând, problema care ați ridicat-o este una foarte delicată. În primul rând, de când putem să vorbim despre daci? Ce înseamnă noțiunea de daci? Ce înseamnă noțiunea de geți? Trebuie să le înțelegem aceste noțiuni ca inițial desemnând un grup de populații mai restrâns, care ulterior, prin anumite fapte de arme, prin creșterea influenței politice, a ajuns să-și impună un nume pe un teritoriu ceva mai mare. Cum să vă spun, să înțelegeți mai bine. Deci, practic, un trib mai micuț care a făcut niște fapte de arme și această identitate a acelui trib a ajuns apoi să se extindă pe un anumit spațiu, să fie adoptată și de alte grupuri. Cele mai vechi izvoare care vorbesc explicit despre daci, deci nu despre geți, secolele 2-1 înainte de Hristos, avem acea mențiune la Trogus Pompeius despre incrementa regnum dacorum per lubobostem regiem, adică vorbește despre o creștere a puterii dacilor sub timpul acestui rubobostes, interpretat de unii drept Burebista, creșterea puterii dacilor care, din punct de vedere arheologic, se corelează în spațiul intracarpatic transilvan cu dispariția orizontului celtic, pentru că în secolul 4 până la începutul secolului 2 înainte de Hristos, Transilvania a fost ocupată de o serie de grupări de sorcinte celtică venite din Europa Centrală. Deci cam din această perioadă, spunem din secolul 2 înainte de Hristos, putem vorbi despre acești daci. Acum, care este originea lor? Există mai multe teorii. În ultimii ani a apărut această teorie conform cărora la originea dacilor ar sta de fapt un grup de războinici atestați arheologic din nordul Bulgariei și nord-estul Serbiei de astăzi, care s-ar fi deplasat spre nordul Dunării și ar fi pătruns în Transilvania, dar sigur lucrurile sunt foarte delicate și foarte controversate și trebuie să recunoaștem că nu avem până în acest moment un răspuns foarte clar. Dar ceea ce știm cu siguranță este că făceau parte dintr-o familie mare, familia tracilor, care este menționată încă de Herodot. Dacă revenim cel puțin judecând după antroponimele lor, da, dar cu siguranță în acest conglomerat dacic au fost antrenate posibil și probabil și alte populații din zonă, de pildă din rândul scordiscilor, al tribalilor, al geților, la urma urmei. Alo? Ați închis microfonul, domnul Ioniță. Da. Alo? Nu, s-a închis microfonul. Nu se mai aude, da. Da, nu se mai aude, domnule. Acum. Așa. Auziți? Da, acum, da. Acum vă auziți. Da, acum, da. Dacă vorbim despre perioada regatului, dacă și să facem, ne-am mutat în timp și am umbla, cum faceți dumneavoastră acum, cam cum am vedea această societate, dacă ce am întâlnit, să spunem, în mediul rural și în mediul, să spun, în care aveau cetățile, capitala administrativă și așa mai departe. Cum arăta viața dacilor, să spunem, în perioade de pace? Să încercăm să facem un mic exercițiu de imaginație, să ne gândim cum ar arăta o așezare rurală. De pildă, călătorul care ar intra într-o astfel de așezare ar vedea niște locuințe destul de sărăcăcioase, în principiu bordeie, locuințe adâncite sau semi-adâncite, ar vedea niște une și câteva locuințe de suprafață ale oamenilor mai înstăriți, ar putea vedea oameni care se preocupă cu munca câmpului, alții care, femei în casă care se ocupă cu torsul, cu țesutul, ar putea vedea diferite meșteșuguri,
Ar fi un peisaj rural, în general specific și altor zone din Europa barbară, ca să spun așa între ghilimele. În ce privește cetățile, aici lucrurile sunt desigur mai complexe, dar tot așa, dacă e să facem un exercițiu de imaginație, probabil că un călător care ar apuca să vadă Sarmisegetuza și zona munților Șureanu ar fi profund impresionat, pentru că ar vedea acolo lucrări de terasare de mare anvergură, ar vedea ziduri de piatră, ar vedea un nivel de trai și un standard de civilizație destul de ridicat, ar vedea probabil neguțători care aduc mărfuri din lumea romană, din lumea greacă, din alte ținuturi barbare, ar vedea oșteni, ar vedea nobili. Dar trebuie să ne gândim că civilizația dacică nu înseamnă doar munții Șureanului cu cetățile de piatră, erau și alte cetăți mai mici, mai sărace, ridicate pe câte un vârf de munte, pe câte un deal, modeste ca întindere. Deci peisajul ar fi unul destul de variat, ca să spun așa. Dacă ne referim la acest mod de trai și am vorbit de cetățile dacice, dacă ne mutăm în zona geților spre mare, de exemplu, acolo unde contactele cu lumea greacă și apoi romană au fost mai timpurii, acolo cam cum ar sta lucrurile? Dacă am fi, să spunem, un grec din Tomis, din Istria, de exemplu, și am avea de-a face cu, am sta acolo și am vrea să avem un contact cu populațiile băștinașe locale. Să facem un exercițiu de imaginație, din nou să presupunem că am urcat cu o triremă pe râul Siret și ne-am oprit în celebra și binecunoscută cetate de la Poiana, de lângă Tecuci, din județul Galați, foarte binecunoscută și reprezentativă. Sigur, am fiind într-o zonă de câmpie cu puțină piatră, am vedea aceleași fortificații de pământ și de lemn, dar privind mai cu atenție spre viața oamenilor, am fi surprins să vedem niște lucruri deosebite. De pildă, unul din colegii mei, arheolog care s-a ocupat de problema importurilor romane și a studiat materialul de la Poiana, a găsit acolo o cantitate însemnată de vase de sticlă importate din lumea romană, unele dintre ele foarte rare și foarte scumpe chiar la nivelul Imperiului. Deci, deși ne aflăm în afara Romei, în afara lumii mediteraniene, existau și aici oameni cu gusturi alese care își permiteau să importe marfă din zonele acestea îndepărtate. Am vedea foarte multe amfore, foarte mulți negustori, chiar, cum să vă spun, negustori din diverse zone, chiar grupuri umane din diverse zone, greci, probabil sciți, târzii, sarmați, bastarni, pe lângă geți. Deci o viață economică destul de intensă, ca să spun așa. Și dacă e să ne uităm la scrierile lui Ovidius, care a fost exilat la Tomis, vedem acolo foarte clar că geții se împărțeau în două categorii. Erau geții aceia care atacau în continuare orașele grecești sau făceau câte un raid de jaf, și avem pe geții care se așezaseră în orașele grecești. Deci erau și cei care căutau avantajele traiului urban și a civilizației de tip urban mediteranean, sau aici probabil că putem vorbi și despre unii geți care se refugiaseră în orașele grecești. Și la Ovidius este interesant de văzut, fiindcă îi descrie și pe războinicii geți, vorbește și de cei care se așează în cetăți. Avem un soi de melanj de civilizație aici în zonă. Cu toate că geții nu prea au neapărat elementele de civilizație greacă să le ducă în zona lor, ci preferă să le lase acolo unde îs și să se bucure de ele din când în când, ori prin jaf, ori prin mutat acolo. Și ce mai vreau să mai subliniez e că pentru populațiile antice din spațiul carpato-danubian, geți și daci deopotrivă, geto-daci, cum îi numim convențional,
Lumea mediteraneană, atât civilizația grecească înainte, cât și cea romană, au reprezentat o atracție deosebită pentru ei. Mărfurile provenite de acolo, chiar și anumite obiceiuri. Și la urma urmei, așa și trebuie să privim romanizarea, nu ca un proces care începe de la anul 106 după Hristos, ci care începe cu mult mai dinainte. Când intră moneda romană, care începe să fie folosită, mărfurile, chiar și unele chestii mai specifice și așa mai departe. Este unul dintre subiectele cele mai controversate, să spunem, legate de ce s-a întâmplat cu dacii după cucerirea romană, și aici apar foarte multe teorii, unele care sunt la fel tot mai fanteziste, dar cred că ați pus degetul acolo unde trebuie, punctul pe i. Într-adevăr, între cele două a fost un schimb permanent, spuneți, de mărfuri, evident, nu numai de mărfuri, și lumea mediteraneană cred că a fost un punct de atracție, cum este și astăzi Occidentul și în ziua de astăzi același lucru, pentru că era vorba despre civilizație, despre mărfuri, despre un nivel de trai care evident că era extraordinar. Și aici povestea, ați amintit-o și cine vrea să intervină, vă rog, este fascinantă povestea lui Ovidiu, poetul curții imperiale, care nu se știe din ce motiv, curții de la Roma, evident, împăratul Octavian îl exilează la Tomis, unde trăiește, scrie, și toate scrierile lui pe care s-au păstrat până acum vorbesc despre viața lui departe de casă, în Tomisul devenit acum Constanța. Și cred că e extraordinar ce au făcut constanțenii după ce Dobrogea a revenit României, faptul că au ridicat această statuie în onoarea poetului Ovidiu, iată, venit acolo și rămas pentru vecie la Tomis. Cred că este un lucru extraordinar care vorbește tocmai despre această fuziune între cele două lumi. O fuziune care, iată, s-a petrecut începând de la țărmurile Mării Negre. Da, din păcate, extinderea urbană a Constanței a distrus masiv nivelurile antice. Este o sursă, nu mai țin minte exact acum cine, care spune că în secolul XVIII și la începutul secolului XIX încă se știa și încă se vedea locul mormântului lui Ovidius. Acum, având în vedere extinderea orașului, e greu să... E de fapt imposibil să se cerceteze, să se vadă. Din păcate, acolo s-a pierdut foarte, foarte mult. Și se pierde în continuare, pentru că, din păcate... Da, am văzut anul ăsta sau anul trecut niște lucrări făcute așa, samavolnic. Exact. Dacă revenim la modul în care înțelegem viața, să zic, de zi cu zi a dacilor, pe cei obișnuiți, oamenii obișnuiți, să spunem, dacă erați călător și ar fi fost ospitalier și v-ar fi invitat să luați masa cu ei, ce v-ar fi pus pe masă un dac? Sau o familie dacă? Zică-te, ce faceți voi de mâncare pe la festivalul? Eu am deschis o revistă, dar zic-o așa mai practic. Da, bine, acum depinde și cine era gazda. Da? Că dacă intram într-o familie din elita societății, probabil eram omeniți mai bine. Reconstituirea pe gastronomie dacică o facem în special pe asocieri și pe plantele și restul de alimente pe care le puteau folosi în acea perioadă. Nu avem rețete, însă, așa cum am zis, încercăm să reconstituim pe logică. Păi, în primul rând știm că, evident, mâncau diverse tipuri de carne,
foloseau în fierturile din perioada respectivă plante care se folosesc și astăzi. Dacii fiind, printre altele, după cum știm, conform surselor și cunoscători destul de buni ai plantelor și folosite atât în alimentație cât și în scopuri curative. Cât de adevărată este legenda cu masa, cu... Dromihetes? Da, exact, de aur și cele de modeste pe cum, care... Trebuie să fac o paranteză. Cred că e doar propagandă. Așa zic și eu. Fake news. Așa zic și eu. Se folosea de pe vremea aia, nu? Da, la greu. Zi, Alex, scuze. O mică paranteză, în sensul că, mă rog, e și un papirus care a fost pus în discuție mai de mult, conform căruia Lysimach ar fi fost omorât de Dromihete. Deci lucrurile trebuie privite, sigur, nuanțat. Și iar această întâmplare înțeleasă, în primul rând, ca o poveste moralizatoare. Dar expediția a avut loc? Da. Deci sunt izvoare certe în acest sens, multe de încredere, care nu pot fi tăgăduite. Revenind la elitele, să spun, dacilor, și abordați în revistă și acest subiect legat de ce fel de religie. Pentru că și aici s-a vorbit foarte mult, toată lumea știe, evident, am învățat cu toții în școală despre Zalmoxte. Care sunt lucrurile pe care le putem spune cât mai aproape de adevăr și privind aceste aspecte? Problema religiei este una foarte delicată. Noi când ne gândim și vorbim de religia dacilor, începem automat să ne gândim la Zalmoxis, numai că Zalmoxis este pomenit de Herodot, care a trăit și a scris despre evenimente care s-au petrecut cu vreo 5 secole înainte de perioada clasică a Daciei preromane și sigur că în mediul de specialitate a apărut întrebarea dacă informațiile lui Herodot despre geții dunăreni se mai pot aplica și la dacii din perioada secolelor 1 înainte de Hristos, 1 după Hristos. Sincer să vă spun, opiniile sunt împărțite, sunt argumente bune și pro și contra. Eu aș zice să rămânem rezervați în momentul de față, pentru că nu cred că se poate da un răspuns cert la această problemă. Alte surse despre religia dacilor foarte importante sunt sigur informațiile de la Strabo, de la Iordanes, care ne vorbesc despre reforma religioasă înfăptuită de către marele preot Deceneu. Apoi mai avem și sursele literare romane, unele poezii care ne vorbesc despre un marte al geților sau al dacilor, deci un zeu al războiului. La toate acestea, sigur, se pot adăuga și informațiile foarte numeroase oferite de arheologie pe care am încercat să le prezint în articolul publicat și care, cred că, însumate, ne permit să avem o imagine de ansamblu, așa chiar și preliminară, asupra ce a însemnat religia sau, de ce nu, religiile dacilor. Vorbiți în revistă și vă întreb pe toți, sigur vă aștept intervențiile, de o perioadă în care dispar vestigii. S-a întâmplat ceva în un eveniment legat de ritualurile de mormântare, de cimitire și așa mai departe. Dispar mormintele, da. Dispar mormintele. Despre ce este vorba? Deci de noi până la jumătatea secolului I înainte de Hristos mai găsim necropole, avem, cum să spun, depuneri funerare, dar după această perioadă, mai ales pentru perioada secolului I după Hristos până la cucerirea romană, pe cea mai mare parte a teritoriului vechii dacii nu mai găsim morminte. Noi mai găsim morminte doar la anumite zone marginale, în
la grupurile periferice, dar în centru nu mai găsim astfel de morminte. Pentru secolul I după Hristos, lângă Sarmisegetuza, ca să vă dau un singur exemplu, nu avem niciun mormânt. Să spunem, aici au fost îngropate niște personalități, niște... Ei, și atunci ce se întâmplă cu oamenii? Unde erau mormântați? Ce se întâmplă cu ei? Există mai multe teorii. Era... Da. Și aceste teorii în arheologie, care iau în discuție situații petrecute și în alte zone ale globului, aduc în discuție așa numitele rituri funerare discrete. Pentru că vreau să, cum am mai spus, chestia asta, dispariția riturilor funerare, nu se întâmplă doar aici. S-a mai întâmplat și în alte culturi, în alte perioade istorice, în alte zone. Și explicația poate să fie în cazul de față una foarte simplă, în sensul în care cenușa incinerației putea să fie aruncată în apă sau în vânt, sau cadavrele să fie expuse distrugerilor de către factorii naturale. Acum, cum să vă spun, și arheologia are limitele ei și nu putem da un răspuns cert în acest moment. Da, vă rog, dacă mai vrea să interveniți. Dacă nu, pe acest subiect, voiam să revin la un izvor extraordinar, columna lui Traian, care este o serie de istorii în piatră, rămase, iată, păstrate aproape miraculos, aș putea spune, în Roma, la forumul lui Traian, în celebra sa construcție, care a avut și un număr impresionant de statui de daci care decorau forumul lui Traian. Ce ne mai spune astăzi columna lui Traian? A spus că în secolul XIX a constituit, dar astăzi mai este, să spun, la anvergura, la importanța pe care o avea odată? Eu nu zic că rămâne unul dintre izvoarele principale. Și arheologia chiar a venit să confirme unele dintre scenele de pe columnă. Acum, este clar că această columnă este imortalizarea în piatră a scrierii lui Traian. Este clar că multe dintre scene sunt anumite scene punctuale care au fost descrise undeva, care se cunoșteau din ceva sursă, fiindcă nu sunt doar imagini generale de luptă, de morți, de retrageri și așa mai departe. Ele erau cunoscute atunci și columna rămâne una dintre sursele principale. E foarte important, rămâne acolo. Da, rămâne una din sursele principale, cu toate că trebuie să punctăm faptul că vorbim de un monument totuși cu scop propagandistic pentru pentru împărat. Trebuie, într-adevăr, era foarte interesant să fie avut la îndemână și de Bello Dacico și să-l putem asocia cu povestea în piatră care ne-a rămas pe columnă, da. Și eu da, zic, din păcate am pierdut volumul împăratului Traian, ar fi fost o sursă extraordinară, vă rog. Vreau să spun în completare și eu cred că rămâne o sursă importantă, prețioasă, dar din punctul meu de vedere cea mai importantă sursă rămâne arheologia și am să vă spun și de ce. Pentru că interpretarea imaginilor, a izvoarelor poate să difere, dar pământul nu ne minte niciodată. Asta este într-adevăr important, dar cred că n-am fi avut imaginea dacilor, n-am găsit probabil în pământ imaginea dacilor dacă n-am fi avut reprezentările de pe columnă și statuile dacilor din forumul lui Traian. Adevărul e că avem reprezentări antropomorfe de diverse personaje, o parte dintre ele le-am prezentat și în revistă, dar sunt redate destul de schematic, ca să spun așa, după cum bine
se poate observa. Deci avem și reprezentări antropomorfe realizate de meșterii locali. Dar să nu uităm artiștii... că... Vă rog. Da, să nu uităm că această columnă plus Adam Crisiu ne ajută foarte mult alături de arheologie să facem și activitățile noastre de reconstruire istorică și trebuie spus că acest număr și cele două articole despre daci au un foarte mare avantaj că, bazat pe sursele menționate anterior, colegul Cătălin a reușit să facă niște desene foarte faine din care lumea să vadă, să înțeleagă mai bine cum arătau daci. Și dacă totul merge bine, vom mai avea astfel de colaborări și să mai și facem ilustrații care să fie foarte utile cititorilor. Da, găsiți în revistă planșe extraordinare de reconstituire grafică, să spunem, pe baza surselor, încă o dată, ceea ce avem în revistă, ceea ce discutăm acum se face pe baza surselor istorice, pe baza cercetărilor, astfel încât să fim cât mai aproape de realitatea de acum 2000 de ani, să zicem, o realitate care, iată, suscită numeroase discuții, dar care pune la lucru și imaginația tuturor, pentru că este fascinant să încerci cum trăiau oamenii pe aceste locuri cu mii de ani în urmă, să înțelegi cum era structurată societatea. Și mai am o întrebare legată de societate și politică în vremea regatului dat, dacă să zicem. Cum era structurată societatea și cum era condusă ea de liderii care ajungeau să preia puterea? Eu mi-am exprimat opinia mea proprie bazată pe sursele antice. Așa, la o analiză mai amănunțită, ne dăm seama că dacii aveau un stat care era prezent permanent, să spunem. Aveau o monarhie care era prezentă permanent. Aici, probabil, Alexandru o să-l sară la beregată. am explicat faptul că față de alte nații, cum sunt celții și germanicii, care se uneau doar ocazional și temporar, aici avem, mă rog, cel puțin în cazul munților Sureanu, avem un centru de putere și avem o monarhie care poate să fie o monarhie electivă bazată pe fapte de arme, într-un stat care se pare că este de fapt un stat teocratico-militar. Clar condus de o elită care este și religioasă și războinică, care conducea printr-o administrație. Avem această mențiune la unul dintre autorii antici că existau oameni care erau puși să vegheze asupra diferitelor aspecte ale vieții publice. Putem de să spunem că, probabil, cine știe pe ce filieră acești frumoși barbari și-au creat acest regat cu o administrație care era mai mult sau mai puțin rudimentară, dar oricum avem altă structură față de alte nații barbare din Europa. Și aici când o spunem barbari, mă rog, aici când o spunem barbari, trebuie spus încă o dată foarte clar, am mai menționat și eu într-un articol de-al meu anterior, barbar nu vine de la purtător de barbă sau de la sălbatic, ci termenul barbar dat de către greci. Celorlalți înseamnă că barbarul era omul care nu știa să vorbească limba greacă, care bolborosea limba greacă. Da? Grecii le spuneau barbari și romanilor, și egiptenilor, și perșilor. Nu conta cine, ce civilizație, cât de grandioasă avea, dacă nu vorbea limba greacă, era barbar. Romanii preiau termenul ăsta, nu este peorativ, deci când romanii sau grecii spun, sau când noi spunem, noi istoricii și arheologii, spunem despre daci sau germanici că erau barbari, nu este deloc peorativ, nu scădem din importanța acestor nații, termenul devine peorativ mult mai târziu. Da? Revenind, avem deci o elită care conduce, vorbea și Alex despre cetăți, avem mai multe centre de putere mai mici sau mai mari, de unde teritoriul era administrat.
probabil că era o structură socială clasică. Cam asta putem să vedem din toate sursele pe care le avem. Da, e extrem de interesant și evident istoria ridică întotdeauna lucruri noi. Vă rog. Eu aș zice că ar trebui să folosim sau să încercăm măcar să explicăm cu atenție la ce ne referim când folosim termenul de stat atunci când vorbim de daci, pentru că nu putem compara, de exemplu, cu ce însemna în același timp statul la romani. Trebuie să trebuie să o facem, pentru că în cazul dacilor trebuie să înțelegem că această coagulare statală din timpul burebista vine prin aducerea sub dominație a unor acțiuni tribale care probabil s-au păstrat și ulterior. Nu știu în ce măsură, cât de dezvoltată era această administrație, cel puțin în perioada de început. Probabil pe perioada de final a regalității întrerupte brusc de cucerirea romană, probabil că prinsese rădăcini și avea deja poate un pic de istorie în spate, dar în cazul lui Burebista trebuie să ne gândim că inclusiv în izvoare se folosește acea expresie care ar trebui să o interpretăm și analizăm cu atenție. O mare stăpânire, se spune, megale arhe, care nu înseamnă neapărat stat, în sensul înțeles de lumea, sau înțeles în lumea greco-romană. Aș mai vrea să mai liniez o chestiune. În literatura de specialitate se discută foarte mult despre cea de limba anglosaxonă îndeosebi, despre noțiunea de archaic state, adică o formă de stat care nu este un stat în niciun caz, în sensul modern al cuvântului, nici un stat comparabil cu cele edificate de marile civilizații ale lumii antice, ci o formă foarte primitivă, începătoare de stat. Acum, în ce mă privește, cum să vă spun, personal nu cred că aceste instituții și aceste nuclee statale au fost asimilate pe tot teritoriul Daciei, care sigur era dominat de facțiuni tribale și de o mentalitate specifică populațiilor epocii fierului. Dar ceea ce avem în zona munților Șureanu, unde avem un efort extraordinar de defrișare a pădurilor, de edificarea unor terase de foarte mari dimensiuni, transport de piatră, deci niște chestiuni care nu au analogii nicăieri în lumea barbară și care necesită un anumit grad de organizare și un număr mare de oameni care să le execute, aceste lucruri pot fi un argument pentru susținerea ideii, de altfel susținută și în literatura noastră de specialitate, că acolo a existat un nucleu de la Burebista până la Decebal și cucerirea romană. Dacă comparăm cu, să spunem, civilizația celtică, există diferențe legate de acest lucru, de, să spunem, coagularea unor structuri statale, administrative? Dacă mă refer, de pildă, la Galii, din Galia, ca să facem o comparație, că erau contemporani, să spunem, ne referim la Cezar, la Burebista, la cucerirea Galiei de către romani. Aș spune că există niște diferențe între cele două civilizații, chiar dacă există și multe asemănări. Diferențele le vedem de la tipul de habitat. Un opidum celtic este o așezare fortificată de foarte mari dimensiuni, unde încăpea practic întreaga populație a unui areal întins. Aceste opida celtice sunt au suprafețe de ordinul a zecilor, uneori chiar a sutelor de hectare. În schimb, la Daci avem o altă formă de organizare a puterii. Avem aceste cetăți foarte mici, ridicate în vârf de munte, unde intrau doar elitele nobiliare cu banderiile lor, iar în jur avem așezările acestea civile de mari dimensiuni. Acum, în ce privește partea asta cu statul, în Galia, triburile acestea galice erau într-o stare de dezbinare.
Ele au fost unite de Vercingetorix în contextul amenințării romane. Acum trebuie să ne gândim că Vercingetorix a fost mai mult sau mai puțin contemporan cu Burebista. Burebista, da. Vercingetorix a fost în cele din urmă învins, în bătălia de la Alesia. Burebista a murit și el asasinat, dar civilizația dacică a continuat să mai existe încă 150 de ani de la moartea lui până la cucerirea romană. Noi nu știm ce s-ar fi întâmplat cu civilizația galică dacă Vercingetorix n-ar fi fost învins. De aceea nu pot să vă dau un răspuns foarte, foarte clar. În schimb, cu ce am putea compara oarecum, repet, regatul dac, ar fi cu facțiunile acestea și micile regate ce au existat în Iberia preromană. Dar și acolo sunt diferențe, pentru că în Iberia preromană sunt și influențe feniciene, grecești mult mai puternice. Deci lucrurile, cum să vă spun, sunt delicate și trebuie privite și analizate ținând cont și de factorii ăștia cronologici și de mai multe aspecte. Sunt foarte multe lucruri de discutat și da. Subiectele sunt fascinante, legate și de relația cu lumea romană, legate de cucerirea romană și evident de perioada care a urmărit Dacia romană și apoi Dacia de după retragere, să spunem. Lucruri fascinante care așteaptă în continuare descoperiri. Istoria reprezintă totuși, deși unii nu cred, reprezintă un izvor de noutăți extraordinare, pentru că întotdeauna găsești lucruri cu totul și cu totul noi care pot dezvălui alte aspecte față de cele cunoscute până atunci. Deci rămânem alături de istoria, pentru că aflăm întotdeauna lucruri fascinante și lucruri noi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la această discuție și să ne promitem că vom continua colaborarea și vom continua să scriem despre aceste subiecte fascinante. De asemenea, să vă urmărim în ceea ce faceți prin acele sesiuni, să spun, de readucere a istoriei, reenactment istoric pe care îl faceți și pentru care vă felicit. Este o acțiune care merită să fie cunoscută de toată lumea, pentru că, într-adevăr, este fascinant să vezi în carne și oase lucruri care s-au întâmplat cu atâtea mii de ani în urmă. Încă o dată vă mulțumesc pentru colaborare. Încă o dată este istoria, o vedeți aici. Este numărul pe care l-am scos în condiții dificile, trebuie să spunem, pentru că este criză, pentru că toată lumea lucrează de la distanță, dar iată, istoria este alături de noi, este alături de cititorii noștri și rămâne în continuare să o găsiți, pentru că istoria se face și în trecut, dar se face și astăzi. Istoria se face, de fapt, sub ochii noștri sau se scrie de fiecare dată sub ochii noștri. Mulțumesc Andrei Pogăcea și mulțumesc Alexandru Berzovan, Cătălin Drăghici, de asemenea mulțumesc și să auzim cât mai curând, să ne auzim cu noi lucruri despre trecut și despre interpretarea trecutului. Mulțumesc foarte mult! O zi bună tuturor! O zi bună! La revedere!